Sincron, Traian. Iarăși cu fum și fără fum. De cum o cheamă episodul? Nagia. Acum ne ducem la doamna Nagia de la prima masă. Republica Moldova! Da. Bravo, doamne, noastră masă sănătate! În primul rând, Călăraș, asta e oraș. Și dacă nu mă credeți, puteți să observați arhitectura din spatele meu și fiecare oraș care se stimează are o piață. Dar la piață se vând cele mai proaspete produse. De aceea noi avem nevoie de carne și câte ceva la carne. Să mergem. Doamnă, piața e în parce? Da, nu. Da, carne? Înăunt. Într-o și pe dreapta, așa, oleacă, da? Da, da, da. La mulțumesc, la mulțumesc. Și piață îngrijită, mititic, compactă, muzică. Ah, mulțumesc, mulțumesc. Vai, 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 vai. Pentru rețeta de astăzi eu mă gândeam la niște caisii de astea uscate, deshidratate, dar spre frumos, nu poți nu-l iau. Bună ziua. Cât e kilogramul de... 25. Dați, mă rog, un kilogram. Dar lejețele aici mai verzi. Bun. Dar carnea în care parte? Bună ziua. Bună ziua, domnule. Cum mergi, domnule? Cam rău. Cam rău? Spuneți, vă rog, cum se găsesc pierjul uscat? Găsesc unii pe aici, pe piață? Pierjul uscat în piață, da. Cum mă găsesc? N-ați găsit? Îmi trebuie numai decât pierjul. Pierjul uscat la spărtinet, ești la bună. Pierjul uscat. Bă, spărtin mute. Vin. Mute, da? Da, nu chiar mult, îmi trebuie vreun kilogram. Kilogram. Ca prima are sora mea. Iarăși și cu fum și fără fum. De cum o cheamă pe sora? Nagia. Ia că cumpăr carne și mă întorc la dânsa. Să-i spun, fotografiază. Să-i spun că de la dumneavoastră, da? Da, da. E numai bună din îmbrăcat pe așe la frigărui. Acui, cât e legătura? 5 lei? Cât e cimbru? Cimbru avem așa, 10 lei și 5 lei. Aici de 5 lei dat. Da, vă da prost, așa. La revedere. Acum ne ducem la doamna Nagia de la prima masă. Bună ziua, dumneavoastră sunteți doamna Nadia? Da. Sora dumneavoastră mă trimis aici, să eu pierd. Ia câteles. Pierge. Cât e kilogram? 75, pentru sâmburi cu sâmburi. Sâmburi, 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 la stomac. Să-i iau cu sâmburi? Dați-mi, vă rog, fără sâmburi. Jumătate de kilogram. Da. Uita cum vă spune. Traian. Traian. Băi, ca mulți îmi spun eu că sunt generoși oamenii așa, să... La Călăraș aici. 35 de lei, poftim. Carne numai, îmi trebuie de aia că muș mă duc la carne. La carne la cine să mă aprochi? Aveți cineva acolo așa? Traian. Da, 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 da. Bravo, doamne, noastră m-ați sănătate. Mulțumesc! Mulțumesc, fetelor, mulțumesc! Amu, noi ne ducem după carne, dar mă ta pune 10 kg de cireșe la băietul ăsta. Bine! Păi, nu ești, a? Nu ești? Aha. Bună ziua! Vreau să fac un frigărui și îmi trebuie o bucăță de carne. Cine recomandați? De la ceafă, de la gât, ceva așa, da? De la ceafă nu am, așa? Uh-huh. Dar am făcut și așa o bucăță de spală de mine. Da? Nu-i mai rău, da. Și poate nu e așa de grasă. Eu, dar dacă mi-o tăieți și cu buleță, încă și mai bine, ca pentru frigărui. Dar cam cât doriți? Numai bucata asta sau toată întreagă? Cât suntem? Eu cred că asta e bun. Ați fi un kilo, un kilo jumătate. Da. Ia ca așa un kilogram, o să luăm cel mai bine. Da, acum, dumneavoastră, cum vă numiți? Marcic. Apea ca Marcic, ca să știi că faci mamuș o rețetă, niște frigărui de porc. Și bucățările astea care le tai tu, a să le îmbrăcăm pe așa frumușel și când a să apară deja rețeta, noi să etichetăm. Ce pot să vă spun, Marcica? Ne vedem deja data viitoare. Mulțumesc! La revedere! Sănătate! Mulțumesc! Sănătate! La revedere! Ia că acum trebuie să te întorci de la piață, cu torbile pline, să-ți rupă mâinile, ia ca așa. Dar, în schimb, să faci provizii.
Da, corect. M-am pornit la piață să cumpăr maxim un kilogram de carne, așa, și după cum vedeți, m-am întors cu plinul, nu ca așa, cu extra. Asta e farme cu pieței. Comunicarea. Cei mai proaspăt, pâine, dați-mi, vă rog. Ia ca așa două. 11 lei, ia chiar am un. Pașa, plătești tu? Poftim. Gata, se pare că am cumpărat tot ce trebuie. Rețeta de azi e una mai personalizată. Nu deja am cumpărat perje uscate. Anume, perjele astea vor fi îmbrăcate nemilos pe așele de frigărui. Sunt Traian Stoianu, Republica Moldova. M-auziți? Prieteni, am fost prin diferite locuri, am călătorit mult, dar sunt pentru prima dată în centrul unei mingi, în centrul unei bule din beton, sau mai bine zis, sunt chiar în interiorul unei sfere magice, așa o numesc moldovenii. Da, prieteni, este acea sferă din preajma satului Mircești, raionul Ungheni. O acustică extraordinară aici, acum este un obiect de lăsat, părăsit, abandonat, dar cândva era un punct strategic important în care sovieticii monitorizau avioanele sau cine știe, poate încercau să stabilească un contact cu extratereștrii. Eu nu cred că o să-mi reușească mie astăzi, dar ce aș putea să le ofer eu extratereștrilor? Bere și mâncare. Iar acum, prieteni, vom încerca să găsim locul potrivit pentru a găti frigărui a la Traian și pentru a servi o bere rece Chișinău. Cine știe, poate le facem poftă și... Da, prieteni, azi gătim frigărui. Frigărui pentru că am un set pentru grătar extraordinar. Ion, este locul frumos birea? Asta tu ai băut-o așa? De mult? Eu așa. Ei, ei, ei. Și des le arătăm la oameni și pot câștiga dacă caută bine sub capac. Ia să vedem. Wow! Nice, eh? Că ăsta e premiu, da. Și apropo, am intrat în comentarii, tare multă lume a câștigat deja premiu, toți se întrebau de unde să-l ridici. Și avem aici, în primul rând, pe mine m-a impresionat, iată, așa, cuțitul ăsta, sau sabia asta, fii atent. Bine ascuțit, cu mâniera așa ca la sabia de samurai, poți să tai bucățele de carne, steak-uri, pește, orice, cât de ușor poți să scoți osul de pe pește sau pielea, priviți așa. Da, mai avem și o furcă, avem și o lopățică, niște clește, așa. Atrageți atenția, vă rog, la așele astea extraordinare. Vă imaginați cum va arăta frigărul nostru astăzi? Avem și o pere pentru a unge cu glazură carnea. Astea sunt furculiți. E ca așa, fiecare oaspete e cu furculița asta câte o bucățică de carne și am și mănâncă. Eu zic că e un set mega util și n-aveți decât să-l căutați sub capașe, vara înainte. Cu siguranță o să câștigați. Așadar, suntem gata să începem prepararea. Astăzi gătim frigărui. Avem un grătar nou-nouț, numai bun pentru a fi deja folosit. Prieteni, eu o să mă împart cu voi cu o rețetă pe care am personalizat-o un pic. De-a lungul anilor, eu ne-am dat seama că ce ești îmbraci pe ac e foarte important. Și mă refer la alte produse, nu la carne. Carne noi avem din belșug, v-ați convins și voi. Dar și o să adăugăm pe alături, ce o să adăugăm extra, anume asta contează în rețeta de astăzi. Deci, prune uscate vor fi aranjate între bucățele de carne. La fel vom face și cu aceste minunate caise. Fiecare ac va avea
prunii uscate și caise moldovenești de-a noastră și fel de frigărui fără ceapă. De aceea am ales azi de la piața din Călăraș niște șepșoară tinerică, chiar avem și o șepșoară roșie. Deci, condimentele, clasic, sare și piper pentru frigărui. Mereu am fost adeptul marinaturii uscate, mai ales atunci când gătim în condiții sălbatice. Deci, iată carnea. Vom adăuga sare din abundență, după care vom adăuga neapărat și piper negru. Deci, sarea și piperul sunt condimentele clasice pe care carnea le respectă foarte mult. Deci, piper, sare, acum luăm cărnița pe care am cumpărat, dă-s-o amestecăm direct pe fundișurile. Carnea de porc este o carne grasă, vă dați bine seama, deci nu trebuie să mai adăugați nici piper, nici ulei, nimic. Unicul lucru pe care îl puteți adăuga, poate niște boia dulce. Iată o cărniță aici. Pentru a-i da o notă mai picantă, eu totuși voi adăuga un pic de ulei de măsline aromatizat cu peperoncino, adică cu ardei iute. Priviți cât de bine arată aceste bucățele de carne tăiate de măcelărița Maricica cu mânuțele ei fine. Carnea o amestecăm bine, așa? O amestecăm, nu vă faceți griji. La grătar e o temperatură extraordinară, mor toți microbii, așa că puteți marina direct pe tocător cărnița. Acum, prieteni, începem să aranjăm carnea pe ace. Nu vă faceți griji că n-a stat destul la marinat și așa mai departe. Nu contează până la urmă asta. Noi avem nevoie de ce? Avem nevoie de aroma lemnelor arse, avem nevoie de aroma piperului proaspăt măcinat și gustul de carne plus sare. Și mai mult decât atât, fiecare bucată de caise sau fiecare prună îi va reda cărnii acest gust dulce, acrișor. Foarte și foarte simplu. Hai, înainte de a îmbrăca pe ace, luăm acele și începem să le împodobim. Sfatul meu, atunci când preparați frigărui, să tăiați carnea cât mai mășcat. Evitați bucățile mici pentru că cu siguranță se vor usca. Iată și ceapa direct pe ac, o bucățică de cărniță. Prunele afumate la grătar, vă asigur, prieteni, că veți fi profund impresionați. Așa, încă o bucățică de carne și eu cred că frigăruiul nostru este gata. Iată, prieteni, carne, fructe și legume, plus condimente, e foarte important, nu uitați, piper și sare. Iată-le, acele-s gata de a fi puse la foc. Perfect, n-avem decât să așteptăm. Rumenim clasic cum se rumenește frigăruiul. Ia uite aici cum șervi sucul de șeapă înăuntru ea. Și cum stopesc aceste prune uscate. Extraordinar! Da, prieteni, v-ați convins că pe acele cu frigărui pot ușor adăuga și fructe, în special prunele uscate, care se topesc la această temperatură, toate picăturile, tot sucul cade în jăratic, la fel și caisele, la fel și sucul de ceapă. Ce poți să-ți mai dorești? Iată sunetul care ne spune că frigăruiul e gata. Am înțeles. Le scoatem. O, da. Și le punem aici. Ia că așa arată un frigărui adevărat. Acum, prieteni, nu ne rămâne decât să recapitulăm ce am făcut astăzi. Astăzi am făcut frigărui. Hai să-i numim ala Traian. Deci ce am pus pe ac? Am pus ceapă, carne, prune uscate,
caise, neapărat, iarăși carne, ceapă, prune uscate, caise și carne. Toată această combinație de alimente are un final mega gustos, cu toate aromele la un loc. Eu voi gusta. Sărat, dulce, acrișor. Vezi, așa să mănânc singur? Hai, băieți! Alături de prieteni și alături de bere rece. Chișinău.